Я в долгое время был солидарным коллегой, что действительно у нас приятели кураж. Перед тебя, приятели, угод мод. Да. Угод мод апа, вот. Cred că nu era chestiunea ce vorbite dumneavoastră pe ordinea de zi. Stimați colegi, așa cum a prezentat președintele Consiliului Județean, sumele repartizate de către Direcția de Finanțe Publice pentru anul acesta sunt pentru echilibrarea bugetului 83,16% mai mici decât anul trecut. Celălalt 18,5% e 68,38%, iar ultima pentru drumul e 64%. Dacă dumneavoastră sau noi considerăm că acest buget poate fi distribuit în funcție de apartenența sau de preferințele politice pentru unitățile administrative teritoriale ale Județului Botoșan, după părerea mea este o mare greșeală. Nu sunt expert în economie, nu sunt economist din meserie, coabitez în apartamentul meu și în casa mea cu o economistă care, după părerea mea, este destul de documentată. Da. De documentată pe problema se cunoaște zeci de locuri și este documentată pe problema de economie, m-am consultat cu domnia sa, ceea ce a făcut președintele sau executiva Consiliului Județean cu proiectul de hotărâre înaintat nouă la timp și nu acum este acest amendament, mie mi se pare că este corect. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnilor, de la USR, credeți dumneavoastră că în comunele în care dumneavoastră îi dirigiți prin acest amendament nu există și susținători ai dumneavoastră? Credeți dumneavoastră că acei locuitori ai comunelor pe care dumneavoastră îi dirigiți nu sunt sau nu fac parte din județul Botoșan? Credeți dumneavoastră că domnul doctor, vă mulțumesc. Credeți dumneavoastră că parlamentarii noștri de care face referință doamna vicepreședinte n-au fost votați de către cei din comunele pe care dumneavoastră îi treziți? Eu vreau să vă mă refer, domnule, sau domnilor cei care ați semnat acest amendament. Este corect, este dreptul dumneavoastră, dar trebuia să ne-l puneți la dispoziție cu cel puțin 24 de ore înainte, nu la ora 13:05. Pentru ca să putem face și noi niște comparații între cifrele propuse de executivă, pe Consiliul Județean și de către dumneavoastră. De asemenea, doamna vicepreședintă, nu aveți nicio expunere de motive pentru acest proiect, pentru acest amendament. Este pur și simplu schimbarea proiectului de hotărâre a domnului, a dumneavoastră, a executivului Consiliului Județean și ca atare dumneavoastră trebuie să veniți cu o expunere de motive și să ne spuneți, domnule, de ce? De ce vreau să-i dau nu știu care să vă dau, de exemplu, o sumă la Hudești. La Hudești ați mărit suma cu rușitul, n-am nimic cu Hudești, ați sprețit cu primarul, dar n-ați ținut cont, domnilor, că finanțele publice și am hârtie aici, pentru că nu vin la nicio ședință nepregătit ca să vorbesc de șobolane de spital, vorbesc la subiect, are de la finanțele publice 889.000 de lei, este cea mai mare sumă repartizată pentru o comună de către finanțele publice. Dumneavoastră trebuie să, sau noi, cei care ați semnat, noi, dumneavoastră care ați semnat acest amendament, hai să facem o comparație între ăsta și ăsta, cu cât la sută mărim, care este, de ce ați spus la o comună, nu știu, mi-am notat eu și am grabă, una din ele, a spus de triplu decât au propus președintele Consiliului Județean, fără să țineți cont de formula aceea de calcul, număr de locuitori, suprafață și așa mai departe. E de oculare politică primară de acolo. Facem campanie electorală înainte, este și bine și asta. A doua sau ultima problemă care vreau să mă refer, sunt acele drumuri județene, banii de la drumuri județene.